În fiecare an, Ziua Familiei oferă un prilej minunat de a celebra și a reflecta cât de importantă este familia în viața fiecăruia. Familia este nucleul care ne formează ca indivizi, ne îmbogățește experiențele și ne sprijină în călătorie personală și profesională. De Ziua Internațională a Familiei, mai multe instituții din țară și-au deschis ușile pentru copii și părinți. La Muzeul Național de Istorie, cu această ocazie, a fost instalată Cartea Interactivă de Istorie, care are scopul de a transfera povestea trecutului de pe foi îngălbenit pe tehnologii de realitate virtuală. Mă bucur că deschiderea acestei expoziții are loc astăzi, când este Ziua Familiei. Și pe această cale vreau să transmit felicitări tuturor familiilor din Republica Moldova, din Uniunea Europeană, din întreaga lume și să le doresc multă sănătate și multă atenție la cum gestionează creșterea și dezvoltarea familiilor. Remarc faptul că, iată, această sărbătoare o sărbătorim împreună astăzi aici, în muzeu. Pentru că astăzi muzeele sunt mult mai mult, înseamnă mult mai mult decât au însemnat cândva. Directoarea proiectului Tehnologiile Viitorului susține că realizarea acestei cărți interactive a fost posibilă cu ajutorul inginerilor moldoveni din Olanda, care își propun să dezvolte cât mai mult comunitatea și să atragă cât mai multe familii cu copii. Avem această carte interactivă care folosește tehnologie de projection mapping. De ce sunt importante muzeele viitorului? Pentru că vizitatorul învață altfel, în special vizitatorii mici, copiii, și ei își doresc experiențe interactive, experiențe imersive. Ei își doresc să fie conectate toate simțurile, și văzul, și auzul, și mișcarea, ca să învețe. Copiii au mai avut posibilitatea să scrie împreună cu ministrul culturii, cu penița înmuiată în cerneală. Pentru mine astăzi a fost o zi foarte interesantă și mi-a plăcut foarte tare. Am scris și cu pana și cu penița și acum vreau să încerc să desenez pe lut. Ce ai scris tu cu penița? Astăzi este Ziua Familiei. Cumva ai scris un mesaj pentru familia ta? Eu am scris cu penița, am scris o scrisoare frumoasă pentru familia mea și în ea le-am spus că ei sunt cel mai scump lucru din lume și fără ei nu pot trăi. Îmi doresc de Ziua Familiei ca lui tata să treacă genunchiul și toată familia să fim unite. Și mi s-a părut foarte bine cu penița când am scris. Scriam atât de frumos. Adică eu de mult nu am mai scris frumos. Familia mea este foarte bine, toți ne suportăm una pe celălalt și îmi doresc să stăm, să trăim până la 12 mătrâneți și să petrecem fiecare moment frumos cu toată familia împreună. Un grup de mame s-au adunat la Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie pentru a marca Ziua Internațională a Familiei. Cât copiii s-au distrat, mamele au troșetat câte o lutrare care, într-un anumit mod, le reprezintă familia. Și pentru că echipa One TV este o familie, am ales și noi să troșetăm un soare care reprezintă căldură și lumină. Familia este celula societății unde se nasc și se dezvoltă copii, unde se simt bine și în siguranță, afirmă psihologii. Valorile umane, valorile firești pe care are o familie, asta este comunicarea, asta este sănătatea emoțională și sănătatea fizică. Astea sunt lucrurile foarte firești și foarte clare pentru o familie. Dacă mame și tate sunt sănătoși, atunci ei ar putea să comunice corect, să-și exprime anumite emoții, să-l învețe pe copil ce înseamnă emoțiile, să comunice calm, liniștit,
să-i asigure o copilărie fericită. Noi suntem prestatori de servicii de intervenție timpurie în copilărie. Sunt servicii centrate pe familie. Pe lângă abilitare, suport, încercăm să susținem holistic familiile. Atât familia care crește un copil cu dezvoltare tipică, dar mai ales familiile care cresc copii cu dezvoltare atipică, și atunci trebuie să fim foarte atenți ca să susținem părinții, mama, tata, unitatea, frații, surorile, care nu conștientizează ce se întâmplă în familie. Și atunci, într-o echipă transdisciplinară, dorim să susținem la maxim toate familiile, mai cu seamă familiile care cresc copii cu necesități deosebite. La Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie am întâlnit-o pe Arina, diagnosticată cu o boală rară, Kernicterus. Fata, pasionată de pictură, și-a adus tablourile la expoziție. Mama Arinei ne-a spus că familia este locul unde se simte bine și unde poate să depășească toate obstacolele. Familia este un loc unde poți să mergi și să te simți bine, indiferent unde se află, o să te simți bine oricum. Pentru mine, jucăriile, de fapt, este și familia mea, și în cazul dat avem doi iepurași. Iepurașii este un simbol al blândeții, al curățeniei și simbolul Paștelui, sărbătorile care au trecut, și trebuie să fim împreună, alături de copilașii noștri, să-i ajutăm să progreseze, să se simtă bine. Familia pentru noi este o unitate, pentru că trebuie să ne ajutăm, trebuie să ne susținem, trebuie să ne încurajăm și prin asta o să trecem prin toate cele grele. Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993 ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor.